Crezi că live shopping are vreo șansă la noi? Da, că văd că... Deci, cred că cu un an. Da, se face un an de când m-am întors de la cu... de la Și am urmărit trendul ăsta, bă, și l-am văzut. Și era făcut mișto, dar fără... Uh, zi zic, fără influență, fără zona asta și am văzut în România n-am văzut o adopție de mare ori, că ne mișcăm noi încet, ori că au fost prost, făcute campanii de prima, adică una din două. Știi cum e partea asta de live shopping? E fix cum era piața de food Mă întrebau uh, viitorii clienți sau potențialii clienți prin 2019, da, mă, dar nu o să se cumpere mâncare, nu o se cumpere da. Noi le arătam Carrefour Brazilia sau Jumbo, Dia, nu știu, tot felul de exit, tot felul de magazine de astea care vindeau un milion de euro pe zi. Ma. Și se uitau la noi, da, mă, du-te că la noi e piața diferită. E piața nu e mai ce piața diferită. Am înțeles. Nu e vrăjeală. Bun, și atunci, ce lipsește e doar... ce i e România? Timpul. Timpul. E doar o chestiune, știi că mă întrebai mai da. devreme. Piața noastră cam pe unde era da. raportat la alte da. piețe. E în urmă. Salut! Sunt Cătălin Macovei și bine ai venit la un episod nou din Întrebări incomode din e-commerce. L-am astăzi invitat pe Cristi Movila, General Manager în Centrul Estul Europei pentru Vitex, Sales Manager pentru uh, Emea. Europa, Emea, EMEA, un fel de șeful la, șeful la vânzări, nu? De la, de la Vitex, așa. Și uh, am plăcerea să discut foarte multe întrebări incomode, sper că ești pregătit din punctul ăsta de vedere. Salut, Cătălin, da, stai Salut. liniștit, mersi Cristi, vreau să începem așa frumos, exact cum trebuie făcut. Mă, ce salariu are un general manager de România și din centrul și este Europei așa, de la Vitex? Uh, un salariu care să-i permită un confort. Uh, cumva, știi cum e piramida aia lui Maslow, nu prea poți să ajungi să te gândești la, nu știu, strategie, cum, -e, cum mă extind în alte țări, cum mă angajez alți oameni care sunt la în, cumva la apogeul carierei care ar trebui să lucreze cu tine, trebuie să, ca toată partea de, nu știu, compensare, că da. ieri discutam cu cineva din, era un eveniment CEO Club, și discutam despre stock options, despre de planurile sto de okay. stock options. Știi? Ai, ai și ai stock atunci, options? Da. Acum, da okay. De când am intrat eu în companie din 2019, cam, în momentul ăla erau, cred că 400 de oameni în companie, Absolut, 400 da. de oameni și eram undeva, cred că 20, peste 20-25% din oameni din companie aveau stock options. Aveau stock options, ok. E un mod normal și natural de a te face, să, de a, de a te face parte din povestea lor, știi? Adică... Și concret așa. <laughs> concret, așa stai să că nu pot să spun cu virgulă, știi, cu cifre. Azi, azi să cu dreptul, știi? Adică, deci te undeva la... 7.000 de euro plus minus stock options, Compania e, e, pe, e în picaj acum, nu? Că au picat cam toate pe bursă din 2021 până Com, în prezent, nu? Companiile de, de tehnologie, da. Da, da. cam asta. Am au... Dar în continuare e uh, va diluat sau nu va diluat o nouă rundă de investiție idee? Nu, noi suntem listați, suntem publici. S sunteți publici, ok. Iar e în okay. momentul în care am făcut IPO, am vândut x% din acțiuni, aia a da. fost public offering pe okay. care l-am făcut. Uh, cei doi cofondatori și-au păstrat majoritatea, tine, da. iar în ultimele câteva luni, nu știu, în ultimele trei luni ceva de gen, am mai cumpărat încă, am făcut buyback pe niște acțiuni, pe câteva milioane de acțiuni. Bun, Ca să avem un pic de context așa, eu mă știu cu Cristi din, cred că, 2012? Cred că mai devreme, 2010, ceva 2010-2012, așa, okay. pe vremea aceea, ca să fac așa un pic de context, Cristi era marketing managerul de la Water, de la tot, tot grupul Water. Atunci am avut plăcerea să lucrăm, nu știu cât am lucrat, patru ani de zile, parcă împreună. Uh -huh. și e -commerce, e commerce manager. Că la e un moment dat e era marketingul okay. noi, da, e ok, ce făceam în online. Da, era tocmai ce intra piața de pantofi, intra uh -huh. direct în România, fix atunci. Și atunci chiar era, chiar era o provocare, că... Chiar era o, o, provocare în piața respectivă, că nu știu, uh -huh. efectiv ce aveai, de, ce aveai, de, făcut acolo. Și mi-am acum cu căldură, să vă zic sincer, că câte ieșiri erau cu noi la în oraș așa, în care deschideam niște analytics-urile și hai să ne uităm ce e în regulă, ce merge bine, ce nu merge bine. Cum crezi tu că a evoluat e-commerce-ul în ultimii 10 ani de zile ăștia în România? Crezi că e un rind prea accelerat sau nu, prea Nu, în, în niciun caz. Uh, Mergem așa, ne îndreptăm ușor-ușor spre o maturizare atât a pieței, cât și a oamenilor care activează, cât și a okay. business-urilor. Suntem de parte rău. De Comparativ parte rău cu ce? de ce? Cu cine? Inclusiv Polonia, Cehia. Polonia, mie nu, să zic sincer, nu mi-a plăcut niciodată comparația asta cu Polonia. N-ai cum să compari <laughs> Polonia cu România. Din multe puncte de vedere. Economic, una la mână. Deci... Hai să facem așa, primor, populații. Deci, unul ei sunt 40 de milioane, noi suntem 20. Doi, GDP per capita. Nu e, GDP-ul ăla nu e ok, pentru că <gântu> nu e. De okay. de... <gântu> deci, nu e... A, 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 trei, tu știi cât costă o friptură de vită în, în Polonia versus cât costă în România? Știi că prețurile la noi sunt de două ori sau de trei ori mai mari, pentru că noi importăm foarte mult, iar ei le fac local. Și chiar, chiar am fost în Pozna, la niște parteneri acolo, și mă uitam, zic, friptură de vită, 70 de lei, 60 de lei și da, e îngrozitor de bună, zic, Pă, da, de ce sunt prețurile astea? Că ia, du-te tu mai, mai aici să vezi cum e, 250, 300 de lei friptura. Și am zis, zic, bă, da, că, stai așa, că toate astea le avem făcute intern, adică avem fabrici de vită, de carne, nu mai vorbim de mobilă, cred că 80% din industria de mobilă din România este Polonia, adică cu Cui excepția mob expert care o face și la noi în România, dar în rest Turcia sau Polonia, de atât. Deci. Și habu de e-commerce, despre comparația, ce comparația oricum o faci cu niște piațe mai amatoare. N-am vrut să fac comparația cu Germania okay. sau cu UK, da. whatever. Okay, da. Dar tu te uiți la Ok, Polonia, Polonia e o țară mai mare decât okay. România. Ceia e o țară de două ori mai mică. Mai mică, corect. Dar piața de e-commerce e aproape de două ori mai mare. Da, corect. Pentru e, că atunci te uiți la da, unde poate să ajungă piața de e-commerce. Okay. De asta spuneam că nu s-a nu dezvoltat atât de rapid. Da. Pentru că dacă se dezvolta rapid, ajungeam măcar, așa, raportat la populație, cam aceeași proporție cu Cehia. Știi? Ok, Correct. Iar dacă ne-am ne -am raportat la populație și am păstrat proporția pe care o are Cehia, piața noastră de e-commerce ar trebui să fie de 3 ori mai mare decât e azi. Correct. Correct. Când ajungem noi la o piață de 3 ori mai mare decât e în ritmul de creștere din ultimii ani, când am avut 20, 30, 40%, 3%, 5% da. cât am avut anul trecut. Nu știu, va dura destul de mult, dar Ce că împiedică? Ce crezi că ne împiedică? În principiu, puterea de cumpărare a românilor. Crezi tu păcate. că românul nu are puterea de cumpărare? Adică, păi, da, eu știu da, eu că... era expresia aia, că nu mai ai dus să schimbi, schimbi 100, 100 de euro da. da, din, din mă rog, expresia asta și mă rog, noi trăim într-o bulă, da, ești da, conștient. Da, trăim într-o bulă, așa este. Uh, dar din păcate, da, nu există o putere okay. de cumpărare egală cu a sau a polonezilor. Okay. E clar mult mai mică, dar cred că e un prag, știi? Uh -huh. Că e un prag în care de asta spuneam și mai devreme de piramida lui Maslow. Știi? Da. Păi un prag. Dacă eu mi-acopăr nevoile de bază sau mi-acopăr niște alte lucruri, după am un venit pe care îl pot folosi în e-commerce. Știi, numărul, ponderea populației care are acces la internet se duce spre 90%. Da, exact. exact ponderea populației care, alea sunt gospodării, cred, 86. Exact pondera populației care a cumpărat online în ultimul an e 60%. 59% sau 61% parcă la, la statistica. da. Exact, la INS 67, 66% dacă nu mă înșel. Uh, niște studii private spun 79-80% okay. au cumpărat în, în ultimul, ultimul an. an. Exact. Uh, dacă ne uităm la nu știu, țările din nord, peste 90% din populația care ar putea să cumpere online 18-70 da. de ani, cumpără online. Da, pentru că e și chestia de distanțe: că le convine să cumpere online, pentru că temperaturi, da, ai, distanțe. Ai bani, știi? adică ai, bani. ai corect, disponibil. Corect, corect. Momentan, corect. oamenii care folosesc, asta aici vreau să ajung, oamenii care folosesc tehnologia, internetul, să da. spunem, folosesc. Pentru comunicare, pentru mm. social media, pentru Facebook, da. Instagram, TikTok. să facem? TikTok, hai, poate, hai să ne -am un laptop de, sau un telefon de 7.000 de lei ca să stăm pe Facebook și să dăm mesaj. That's it. Da? Exact, exact. Bun. Hai să trec la întrebarea Părut. numărul 2. Incomodă. De ce să nu aleagă oamenii Vitex? Sau când să nu aleagă oamenii Vitex? E o întrebare foarte bună. Dar ar trebui să nu aleagă Mai? Vitex. <laughs> da, mai da, vrei mai rele? Bine. E foarte bună. Um, n-ar trebui să aleagă Vitex dacă nu le dăm valoare Noi, okay. știi? Adică, mă rog, și n-ar trebui să aleagă nimic Un produs, un serviciu, nimic Dacă serviciul ăla nu-ți dă valoare și nu are sens pentru tine okay. Dacă beneficiile pe care ți le dau Sunt mai mici decât dezavantajele pe care le ai okay. Un exemplu foarte clar Și am prieteni care mă întrebau Mă sunau și îmi spuneau Băi, Cristi, vreau și eu să implementez Vitex Vreau un magazin online, vreau să implementez Vitex Pentru ce? Okay. Păi am început să import nu știu ce mobilă sau am început să import nu știu ce bapă sau nu știu okay. ce trăznăit. Bine, ok. Și ce operațiune ai? Păi aduc produsele astea, le duc într-un depozit și le vând. Păi pune un Shopify sau un o un platformă Shopify locală sau... sau un Merchant Pro, un Încă ceva. una bună. De ce n-a prins Shopify în România? ai Pentru că avem niște platforme locale care sunt bine localizate. Ok. Deci a, asta, asta e singura chestie că la care m-am gândit și eu. Tot la fel că am, am primit... Deci tu imaginează că din 700 de surse de la, de la Limitless nu cred că sunt mai mult de 5 pe care sunt Shopify-uri și în rest nu mai ai, uh, ori platformele locale ori uh, OpenCart, PrestaShop și toate astea și la un moment dat chiar încercam să mă zic bă, dar de ce n-a prins shopify în România? Că e cam o deci, adică, le Legat de Vitex, uh, noi avem platforma a început, compania a fost înființată în anul 2000. Da. Suntem în 2023, da? Da. 23, de ani. 23 de ani. Avem 3500, un pic mai mult de 3500, de magazine live în 38 de țări. 38 păi 3500, de țări. Da? Da, da, nu corect. 350 de mii, 35 de mii sau nu, 3 milioane. Da. 3500. E clar că ne, ne uităm și lucrăm doar cu... Clienți enterprise, clienți cărora le dăm valoare, clienți care au o operațiune complexă, au mai multe magazine, au mai multe depozite, au regionalizare, okay. uh, au, nu știu, în funcție de regiunea din care cumperi, îți livrezi din alt depozit, îți localizezi prețul, asta, promoțiile. S-ar transforma asta în vreo cifră de afaceri minim? Adică, nu știu, minim 2 milioane de euro, 3 milioane de euro, ce cifră clar. de afaceri deci tu, care trebuie să fie? Uh, câteva milioane câteva de euro milioane. online, uh -huh. pentru că e clar că atunci ai deja o operațiune pusă la punct, okay. îți dai seama cu ce se mănâncă partea asta de online okay. și ce, nu știu, ce ar trebui să faci. Ai o echipă care poate ajuta la migrare și poate înțelege ce fac eu și poate înțelege ce funcționalități să ia, ce funcționalități să implementeze, ce funcționalități să, nu știu, să folosească astfel încât să-i dau valoare. Altfel, dacă o folosesc doar ca pe o platformă în care pun produse și au comenzi, și nu folosesc, nu știu, modulul de promoții la adevărata valoare, nu folosesc partea de regionalizare, prețuri diferite, promoții diferite, livrări diferite. Adică poți să ai prețuri în, diferite în județe diferite, în județe nu în Exact. Okay. Uh, sau în funcție de unde livrezi, în funcție de magazinele sau de locațiile care sunt alocate uh -huh. clientului. E legal asta în România? Normal. Tu poți face faci ce vrei. Uite, un exemplu pe care știu, îl dau mereu. Nu era aia de... Lăsa-i pe planuri, publicitare A, nu, când e pe planuri, publicitare Nu neapărat e pentru toată țara, corect? Deci eu mâine da, pot să vând carne Uite, fii atent Mâine carne da. aici cu 10 lei Și Moldova cu 25 Bineînțeles Un exemplu foarte clar Ok, știam că Ah, nu, dar dacă fac advertising Asta era Sunt este în mijlocul orașului Lui, da. Sunt în mijlocul orașului okay. Să spun că în mijlocul orașului Nevoia pe care o deservesc eu E nevoia unor oameni care stau la bloc Corect Sunt în mijlocul orașului Lui, Nu prea sunt case în, mijloc oran, cel puțin în București, Ok și uh, atunci am în promoții, am niște prețuri, am niște cantități pe care le vând foarte mari pe pentru produsele pe care le folosești tu. Habar n de detergenți, uh -huh. mâncare, tot okay. felul de trezne. Mă duc la periferie și deservesc localitățile din jur. Atunci okay, make, make varietatea e mult mai mare, pe scule, unelte, grădinărit, uh -huh. pomi, habarnă, uh -huh. tot felul de lucruri pe care le cumpără mai mult din zona respectivă oamenii de acolo. Și atunci în momentul în care vând o motocoasă și o aduc în mijlocul orașului, e clar că o vând mai scump decât o vând deci nu, deci pentru că boala și cererea Deci, cu motocoase mai... continuă, ca să știți. Suntem, e, cred că e al noile episod în care toată lumea are ceva cu motocoase. E clar, ne apucăm, bă, cu toții cred că ne apucăm de grădinarii la ritmul ăsta. Deci, cred că n-a fost prezentare să nu scap vreodată de la Truda să scap cuvântul motocoasă și evoluția pieței astea. Iisuse! <laughs> Scuze-mă că te-am întrerupt. Stai liniștit. Deci, cam la asta ne uităm și atunci lucrăm întotdeauna cu niște clienți mari care da. înțeleg și care folosesc platforma. De unde și de rata de cerni clienți care părăsesc platforma o avem mică. cea mai mică din dintre nu, concurenții nu crezi, din industrie. Nu știi? crezi atunci că și faptul că omul acela e legat de toate procesele pe care voi le-ați dez, le dezvoltat și le-ați creat, nu crezi că asta îl face, nu știu. Nu înseamnă că ai pus lăcățelul în jurul lui și el no. săracul nu, no, 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 nu poate no, să racă să Nu, nu, nu. pentru prece. că În niciun caz nu e o platformă în care tu ești captiv, mm -hmm. în niciun caz. Okay. Pentru că e o platformă API first, microservicii composable, mm -hmm. adică iau niște bucăți și le pun, și e o platformă care nu funcționează fără un ERP, fără un VMS. Deci nu fără, funcționează nu, fără un RP. Nu funcționează. Deci magazinul ar trebui să ai ERP de rigoare, exact. ok. Mai ales la dimensiunea asta. Să da. zicem că facem niște artificii, am mai avut niște clienți și mai avem mm -hmm. din păcate să zicem, care fac tot fel de artificii și încep să emită facturi din platformă, încep să folosească platforma pentru, nu știu, inclusiv partea de, uh, gestionare, de gestionare, da, gestionare, stocului da. intern, achiziții versus uh, intrări versus ieșiri, da. dar nu, nu acolo e valoarea platformei, știi? Adică uh -huh. nu acolo e valoarea, păi facem comerț, facem e-commerce. Partea cea mai importantă acolo e de order management system, e de niște canale, de pe ce canale ți-au comenzile, cum le combina acolo, cum pot să fac partea de promoții foarte, uh, foarte agresivă, cum pot să fac partea de loyalty, cum pot să fac acolo, na, cum, cum ajung să-ți dau niște avantaje acolo, în partea de e-commerce. Nu facem RP. înțeles. Nu facem VMS. Crezi în momentul de față că eu văd o adopție foarte mică pentru VMS-uri și RP-uri. Adică și costurile de rigoare sunt în marea parte a ofertelor, că sunt și puține companii, cerere mare, deci e normal să ai E corect de să fie o adopție mică dacă te uiți la companii mici și mijlocii. Da. Dacă te uiți la companii mari, orice companie orice mare orice are un mare VRP are și, și nici se discută, deci nici nu, nici nu cape discuții. Uh -huh. Iar dacă nu au, sunt captivi într-o platformă care le-a oferit și VMS și RP. Atunci, de așa. ce să oferim noi și VMS și RP sau de ce ar merge un client către o platformă care are și funcționalitățile astea când el devine captiv, iar companiile la care se uită că Dumnezeu pe pământ, companiile foarte, foarte mari, le-au descentralizate, știi? Da, corect, corect, Atunci, de ce crezi tu că ar fi un avantaj pentru tine? Ai inventat apa caldă și toți ceilalți sunt proști? Da, bună întrebare. Bună întrebare. Da. Bun, trecem la punctul 3. Punctul 3. Movile din prezent. Ce ar zice lui Movilă din trecut, de acum 10 ani de zile? De acum 10 ani. Ce ar zice că e în domeniul în care trebuie. Ok. Adică asta nici n-aș interveni așa, știi? Erau filmele alea înapoi <laughs> în viitor, știi? Și puteai să... Personajul negativ. Cred că mai ținte cu Sabantola da, absolut, nebun, absolut, cu, absolut, 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 uh, absolut. mașina, și, era un Ford, dacă mi-am Și, și de, personajul la Do doleria, nu știu, era, uh, un... doleria, doleria era mașina. Mașina, mașina da, 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 era, da. da. Și de personajul ăla de... negativ uh, se duce în trecut și își dă niște numere la loto, știi? James James Fox, Jamie Fox parcă? Nu, el mai e. Nu okay. mai știu. numele de actor îmi scapă, okay. știi. Dar merge ăsta în trecut și devine super. A, îi duce un almanach, mă, în care da, erau corect. rezultatele pe la toate meciurile toate și tot aia, da, da, corect, corect, de fapt. Uh, și asta devine la un moment dat, evident, personaj negativ și filmul se termină ca orice film de la Hollywood, în care ăla care n-a făcut nimic, câștigă, știi? Câștigă, corect. E, dacă m-aș întoarce în trecut, nu mi-aș da hinturi legate okay. de domeniu sau de treznei. Nu știu dacă mi-aș da niște numere la lot, cred că n-ar strica niște, <laughs> mute, zeci de milioane, niște milioane de milioane pe acolo. Nu ar fi problemă. dar uh, n-aș interveni pe traiectorie. Mm -hmm. Adică, mi se pare că domeniul a fost bun, mi se pare că m-a atras întotdeauna, m-a făcut întotdeauna să uh, învăț, m-a mm -hmm. făcut curios. Uh, am intrat, am avut și start, am. Pochetat și am avut și start-up am și dat tot felul de uh, am făcut tot felul de greșeli. Uh, dar asta mi se pare corect, mi se pare ok. Poate ce a spune așa, nu știu, la ce să fii atent. Yeah. Asta e o bună întrebare. Și eu nu m-am gândit niciodată la exact la chestia asta. Știi băi, ok, fii atent la nu știu ce. Uh, Poate ea spune să fie mai atent cu hobby-urile Că cu am hobby cam multe <laughs> Am cam multe pasiuni Ai și unele cam multe. super costisitoare Și scumpe, uitați-vă, de exact. scumpe <laughs> Super costisitoare și atunci asta ar fi Ne povestești despre uh, pasiuni? Despre succesul tău cu Dakar Te rog uh, da. nu, nu, nu știu dacă mult știu, uh, dar uh, am, Te rog, spune uh, Eu am început acum Și apoi o să te întreb cât a costat uh, Adică e foarte simplu Cât va costa, știi <laughs> că Acum 2 ani am început să merg la, în campionatul național de rally ride. Yeah, okay. cu o mașină pe care o aveam, mașină de off sau mașină cu care făceam off știu, un Jeep Wrangler, Rubicon. Îl cumpărasem și cu asta am început, să am început în campionatul național clasa promo. Era, Exista și o clasă hobby, dar clasa promo, dacă respecta niște norme de siguranță, te duce. Um, am fost la două, trei etape, trei etape, cred. Prima etapă <laughs> Pentru că bă, eu am pregătire. Am terminat facultatea de matematică, uh -huh, matematică știu. informatică. Am o pregătire tehnică, știi. Am fost atât de ignorant încât l-am lăsat pe copilot să calculeze el timpii. Aveam un timp, o viteză maximă, pe care okay. n-am depășit Pe care nu o, ai voie să o depășești. Pe care nu ai voie să depășești, dar ai o viteză medie. Ok. E, pe 500 de kilometri cât am făcut noi atunci, sau 400 ceva de gen, 400 ceva de kilometri, trebuia să ne încadrăm într-un timp exista un timp minim. Deci nu puteam să venim înainte de timpul minim. Why? Pentru că trebuia să respect 50 de km pe oră medie. Ah, ca asta să nu implice că ai depășit viteza. Okay. Exact. Da, da, asta era simplu. Păi da, simplă. da, simplu, simplu, simplu da, știi? Da. Plus pauzele de alimentare, plus restricțiile de viteză, trebuia să mă încadrez într-un timp minim. Da. I am depășit pe toți, am mers cu maxim 80, mi-a mai să stat la un moment dat, băi, suntem bine cu timpul mediu, eu îl mai întrebam, el și că da, suntem Te bine. Pe hai bă, Am <laughs> terminat, știi? Te-ai <laughs> că să -i pui de somn de jumătate de oră. I-am depășit pe toți, am terminat, eu super încântat, acolo am mai terminat cineva, ăștia, nu, 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 n-a terminat nimeni, Și primul, plecase ultimul, ești primul, zic, mamă, super tare, am câștigat, e, am terminat cu 15 minute înainte de timpul minim, mi-au dat penalizare încă 15 minute pe peste, adică mi-au dublat timpul și am terminat antepenultim. Antepenultim, da. E, asta a fost prima experiență. Am După, înțeles. evident, anul trecut am trecut la clasa următoare, la clasa open, mi-am pregătit o mașină, am luat un Grand Cherokee SRT8 cu motor Hemi, o chestie de-asta super faină, 450 de cai, care 450. merge de rupe. Evident, a costat foarte mult. Concret? <laughs> Concret? <laughs> În jur de? În jur de 100.000 de doar 100 să modificăm de... mașina. Ah, doar să modificăm, da. okay. Mașina a costat puțin, 14-15.000. Nu, 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 14-15.000, o mașină din 2008. Am găsit-o... <laughs> Am găsit-o super... E o mașină din deci, 2000 pe care nu prea cumpără știi ce merge? și ce merge? Merge clipul ăla cu Instagram vs. reality, știi? Când te duci, îți cumperi și e muzica e... Ta, da, na, 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 Exact. Știi, și ți-o cumperi așa mândru cu 14.000, zici, mă, mai bagă în ea 10.000. Reality, 100.000. um, <laughs> <laughs> mașina e foarte faină și am cumpărat-o tocmai pentru că motorul, cutia de viteze și baza erau foarte solide. Motorul okay. 6.100 cm3. <laughs> Um, cutia de viteze ține și motorul ține peste 1000 de cai. 1000 Nebunii cai. de americani îi pun un compresor, e motor aspirat, îi pun un compresor și îl fac 2000 de, de cai. E, în fine. Ideea era că mașina Chestele din America ți le luat sau nu? De aici, doar, um, ne -ne găsi Suspensia de la turci, sunt okay. niște turci BC care fac o suspensie foarte faină uh, Diverse alte piese de pe la american, mă rog, au fost multe de modificat okay. la mașină. Și etapele uh, au fost șase etape, sunt șase etape în sezon. Etapele pe care le-am terminat, pentru că n-am rupt ceva la mașină, am câștigat detașat. Inclusiv etapele în care am avut, în care mi-au cedat frânele. Okay. Deci am, am terminat okay. o etapă, de, în două zile mi-au cedat frânele. Okay. În prima zi mi-au cedat după 34 de kilometri și am avut de făcut vreo 200. Și în a doua zi mi-au cedat după vreo 100, să zicem, și am mai avut de făcut încă vreo 100 de kilometri. Inclusiv atunci am câștigat, da. Um, și am terminat campionatul național pe locul întâi după care am schimbat clubul, am mers în, în clubul Baha 500, un um, club al unui italian care a terminat Dakarul de vreo 5 ori. Nice. Are un prieten foarte bun care a terminat Dakarul de vreo 20 de ori. Nice. Iar planul meu de când am început era să merg la Dakar. Da. Am zis, "Boi, merg la Dakar în 2024." Da. Ca să merg la Dakar în 2024, mi-am dat seama și eu anul trecut că anul ăsta ar trebui să am mașina gata, echipă, palmares, toate bani. <laughs> nu, nu, nu e mult mai scump mult. Îl mulțești cu ceva. Îl mulțești cu ceva. Deci nu mai aduni, îl mulțești. Nu mai aduni, mulțești, da. Um, trebuia să avem gata anul ăsta. Și atunci deci vă am... dați seama ce salariu are, dar... Sponsori. 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 Nu poți să faci, ah. nu poți să faci treaba asta fără sponsor. Deci, e clar, transformăm Punem noi frumos de la zi un LCD de la frumos, facem sistem de CPM, licitați și găsim clienți atunci. Nu poți să faci treaba asta fără sponsor și nu poți să faci fără sponsor pe care i-a de la început cu tine. E, okay. Asta e. Noi acum Când avem, avem simt, Jeep România, da. Auto Italia, Politron, sunt niște oameni care aduc ulei de... Se vede cine repară cine mașina. Exact. Clubul Baha 500, Best. Trebuie să punem un P acum, exact. dacă tot zici... Whatever, irrelevant, sunt mai mulți... Oameni pe care îi aduceam alături de noi de la început. Da. Adică nu pot să mă duc la Dakar să spun băi, Căi. mă costă Dakar jumătate de milion, dăm tu 100.000, de mii, tu 100 de mii, tu da. 100 de mii. Să la mine și spun, băi, ești nebun, pleacă-vă de aici. Am înțeles. Îi aduci de la început, îi arăți că, băi, uite, povestea mea... Te, te fac parte din povestea mm -hmm. mea, știi, Păi e pe bune, uite, merg, uite, fac treaba asta, uite, deja am rezultate, am câștigat campionatul național, uite, sunt la Opera Română, la Gala Fras, cu toți campionii din toate sporturile de motor, pe podium locul întâi, Frumos. ce vrei. Na. Felicitări! Mersi mult! Anul ăsta am mai modificat un pic mașina, <gătări> că a trebuit să Azi. trecem la clasa superioară, adică la maximul ce putem să facem și ne dăm în campionatul național, mâine începe prima etapă. Ok. Și astăzi trebuie să plec după podcast spre media și um, avem tot șase etape și noi mai vrem să mergem la vreo două, trei etape internaționale la, care sunt parte din campionatul este-european de rally okay. ride. La anul vrem să mergem și la câteva etape din campionatul mondial de rally ride okay. din care face parte și Dakar și atunci în 2025, azi noi cel mai devreme, putem să mergem la Dakar. Dar nu e un vis, că asta discutam cu okay. Cătălin Oprișan mai de acum câteva săptămâni într-un podcast. Băi, dar e un vis, adică e ceva ce, băi, ai vrea să ajungi la Dakar? Nu, frate, e un, e un obiectiv. E un milestone, nu? Exact, e un obiectiv. E un obiectiv iar eu acum sunt Cum la... Cum cu e commerce -ul? Celelalte... E refugiu sau este, bă, gata, stai așa, că dacă toată ziua am capul cu cifre și cu oameni, gata, sunt eu cu drumul. Yeah. Mi-a zis, este... mi zis un oftalmolog la un moment dat, pentru că mă uit toată ziua în dispozitive și nu mă uit în depărtare, mi-a zis că băi, din când în când te mai ridici și te uiți pe geam în gol ca nebun, așa, când te uiți nu... la orizont, te uiți cât, cât de <laughs> departe poți, acolo să te uiți, știi? Exact. Cam așa sunt eu cu partea asta de, de sporturi okay. de, și toată partea de condus. Toată ziua stai cu o mie de scenarii în cap, cu o mie de uh, spețe, cu o mie de clienți, de oameni în echipă, de, de sport vieță. Ăla nu e ce. singurul sport pe care îl faci. Că văd că și tu tragi burtă de obiect. Și eu trag burtă în Adică. Am făcut. Na, am avut mulți ani de sport de performanță. Din păcate, în ultima vreme, n-am mai avut timp. Că de asta spun okay. pasiunile, sportul și mă rog, Pasiunile partea. sunt tot, 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 tot timpul pe bani. Uh, n-am deci... mai avut timp de asta și zic băi, ok... Asta e singurul mod în care te poți deconecta 100%. 100% pentru că atunci când ești... Trebuie 100% acolo, exact, nu? Exact, ești focusat 100, 100%. Nu mai e nimic altceva în cap. Nu scoți telefonul, stai așa. Nimic <laughs> și nu te gândești. Băi, dar când merge live clientul ăsta? Dar cât am mai vândut celălalt? Dar oare și-au atins obiectivul colegii din Spania? Dar în Portugalia am semnat clientul ăla? Dar am implementat okay. proiectul ăsta? Dar oare au rezolvat? Cum ai compara uh, CE cu nu știu, nordul, nu, hai că nu cu nordul Africii, că ar fi ciudat, cu de zona asta, Dach uh -huh. cel puțin, Deutschland, Austria, Cehia, Hungary și așa mai departe. Bun, cum aș compara piața din cum România? Cum ai compara e commerce așa, din punctul uh. ăsta de vedere? Vitex-wise, adică din punctul ăsta Vitex-ului, câți clienți, sunt mai mulți clienți în CE sau în, în alte, decât în alte regiuni? Noi suntem în Brazilia, America Latina. Da, asta, A, da. asta e zona, să zicem, zona în care am crescut, zona da. pe care în care acum suntem lideri de piață sau pe punctul de a deveni lideri de okay. piață sau o poziție foarte, foarte bună. Okay. Deci acolo avem zone în care investim și zone pe care ne concentrăm, Statele Unite, Nord America, adică. Da, acolo vă bateți și cu Shopify, e-commerce, cu multe alte. Păi nu ne batem cu Shopify. Mai întrebam mai devreme de ce da. să nu ne aleagă clienții. Da. Clienții care mă întreabă de Shopify eu mă ridic și plec de la masă. sau Când nu jucați în aceeași ligă? Nu, sau? nu jucăm în aceeași ligă. Okay. Sau ori, ori eu, ori am eu o problemă. Și compar complicat. steaua cu Real Madrid. De, amândouă o joacă fotbal, dar nu în aceeași exact. ligă. Nu asta este exact. să zice, ok. Uh, Shopify, <coughs> BigCommerce, sau mă rog, platforme, inclusiv platforme locale, da. pot să fie infinit mai bune decât noi pentru un anumit tip de business. Correct. Corect, asta înțeleg. Noi, e că asta. Da, noi concurăm cu uh, niște platforme care îți permit o complexitate mult mai mare a business-ului. Integrat cu SAP, exact, cu toate astea. concurenți, direcții. Înțeleg. Avem uh, Commerce Tools, Commerce. care e o platformă full da. headless din Germania, uh, care îți pot combina tot felul de procese, tot așa, API okay. First și așa mai departe. Concurăm, migrăm clienți, ne batem cu uh, platforma de comerț a lui SAP. Până, Hybris, Hybris Commerce Cloud, cu Salesforce, Clavio. cu Oracle, claviotul de, de marketing de de automation, tăi, dar pe ieri... E, e ceva cu cap, am <laughs> un mare rău de tot de e-commerce. Um, Era, eram aproape. Cam pe acolo ne batem și atunci, uh, revenind la povestea, ne, da. ne concentrăm pe America da. de Nord. Uh, evident că apar clienți care vor implementa Shopify Plus, evident că apar da. clienți care vor implementa Big Commerce. Uh, acolo e clar că nu trebuia nici noi să ne batem sau să calificăm clientul de la început. E știi? piața în ajuns de mare? Zici e tu? piața uriașă. E uriașă A, apropo okay. de piață, în, nu știu, comparată Europa de Est da. cu partea central-vestică, da. potențialul e mult, mult, mult mai mare, clar, pentru că dimensiunea pieței e mult mai mare. Ok. Întâlnim piețe în care un jucător domină și un jucător are poate 50% sau spre Ia, 50 știu, la fel exact aceeași chestie. din fericire la noi nu e, nu e 50%, știți? Okay. Adică reprezintă, știu, miliard ceva din șase da. și ceva. Uh, și atunci e ok la noi, adică sunt destul de mulți jucători care au potențial să crească și și piața crește, e suficient de ok. Dar, uite, un, o comparație pe care și n așa ca o mândrie să zicem, noi întotdeauna adoptăm tehnologii noi mult mai repede, testăm mult mai repede, a, suntem mai deschiși. de aici? A, a, adoptă Vitex UAIU, Acum, de curând? Noi ziceam de România. Ah, noi de România, de ok. România. Uh, noi intern, clar, avem tot fel de procese, avem tot fel de implementări, avem... Uh, am cumpărat o companie care folosea niște algoritmi proprietari cu, cu inteligență artificială acum, cred că 3 ani, 4 okay. ani, cred că am cumpărat o platformă care făcea marketing, automation, search și toate lucrurile astea și o făceau foarte, foarte bine, lucrau deja cu clienții mari ai noștri. Mm -hmm. Uh, și am integrat serviciile în uh, partea de search, am integrat în platformă. Uh, folosim asta inclusiv la partea de integrator de curieri. În okay. Brazilia avem un fel de ino și postis al nostru pe care l-am dezvoltat okay. și negociem cu toată partea de curier. Ah, voi faceți brocheraj, de fapt? Da. Ah. Da. F în, în, în funcție de piață și în funcție da, de dimensiune. Că E mult lucrurile... mai mare volumul, e mult mai simplu da. să negociezi înainte știi deja. Lucrurile ajung eu... la un nivel super înalt, știi? Corect. Toată partea de live shopping și acolo da. la fel, toată partea de comerț conversațional, am cumpărat o companie anul trecut, Switch. Crezi că live shopping are vreo șansă la noi? Da. Că văd înțeles. că. Deci. Cred că cu una. Da, să un una de când m-am întors la cu... de la în și am urmărit trendul ăsta bă, și l-am văzut și era făcut mișto, dar fără, zi să zi, zic, fără influencer, fără zona asta și am văzut în România, n-am văzut o adopție de, de mare. Ori că ne mișcăm noi încet, ori că au fost prost, prost făcute campaniile din prima, adică una din două. Știi cum e partea asta de live shopping? E fix cum era piața de food. Mă întrebau viitorii clienți sau potențialii clienți prin 2019, da, mă, dar nu o să se cumpere nu Nu se cumpere Noi le arătam Carrefour, Brazilia sau Jumbo, Dia, nu știu, tot felul de exit, tot felul de magazine de astea care vindeau un milion de euro pe zi. Ma. Și se uitau la noi, da, mă, du-te că la noi e piața diferită. E piața nu diferită. e și piața diferită. Am înțeles. Nu e vrăjeală. Bun, și atunci, ce lipsește ce lipsește comerțul România? Timpul. Timpul. E doar o chestiune, știi că mă întrebai mai da. devreme. Piața noastră cam pe unde da. la alte piețe. E în urmă. Raportat la alte piețe, la raportat la alte piețe. La faptul picere. că nu adopte lucruri, sau da, faptul că. Faptul că nu suntem acolo, din punct de vedere al maturității pieței, clienților și, nu știu, adopției de tehnologie. Ce să zice, zice atunci unui antreprenor care vrea să apuce de e-commerce? Ha! ha. Să-și identifice. Să zicem o nișă, e cel mai ușor, asta e clar. Okay. Uh, Nișa și... aia o să fie, că sunt la cursuri de alea cu Aliexpress, mamă, deci mi-e îmi place. Tu te pe Aliexpress, intră acum, vezi produsul al cum. Să-și identifice acel unique selling proposition. Știi că dacă, da. dacă nu îi dai clientului un Într-o piață un ca avantaj, noastră, nu crezi că USP-ul nostru este, cumpără de la mine, că e cel mai ieftin? Nu, nu, nu. Nu clar, crezi? Nu. Păi altfel n-ar mai avea EMAG, uh, Supremația, nu? Uh, are și Supremația, pentru că la câți bani a pompat în marketing, e normal să-ți vină în minte, e marg, primul lucru. E normal. Da și nu. Adică... Fii atent. Deci, eu rog. îți zic niște indicatori. Nu, nu știu dacă vrei să pui la cu... Eu sunt fanul companiilor care fac lucrurile bine. Varietate foarte mare de produse, câteva milioane de produse, și nu pe cred... care le găsești da. foarte bine, search merge impecabil, toate da. lucrurile merg impecabil, platforma merge impecabil, aplicația, evident, da. merge impecabil partea de loyalty, comunicare, așa mai departe, o fac foarte bine. Partea de servicii o fac foarte bine. Discutam acum, cred că un an, cu doamna și zice băi, nu pot să... Îmi era și mie cum pot să fac un retur la... Era o companie locală care vindea pantofi. Da. Cum pot să fac un retur? M-am să știi. Se aștepta să găsească în cont partea de retur. Partea de retură, să, dai, da, să dai un click, să selectezi comanda, să selectezi produsul și să-ți curierul la ușă. E, hey. hey, în 2022, băi, 2022, da? Da. Păi, 2022, da? Ce? Îți vine formularul la, în, în lângă factură, nu? Nu, nu îți vine formularul în factură. l aveau în termen și condiții sau undeva la politică de returnare, să printezi tu formularul, să chem tu curierul pe banii tăi, băi, în 2022, ești nebun. Nu, să știi că. Înțelegi? Adică. Depinde acum și ce fel de produse, că. Um... Ca să-ți dau un exemplu. Fii deci atent pe altă. câștigă și nu mă să prin preț. E corect. Fii atent așa, uite, ca să-ți dau impact. Până acum ceva timp, na, că vorbeam de pantofi și puteți vorbi de pantofi. Deci, nevastă mea acum, foarte mult timp, bă, hai cu mine, mulți să-mi iau pantofi. Și bă, gata, până când ai, bă, gata, nu, nu, nu eu, eu cel puțin nu suport să mă duc în mult nici bătut. Adică, bă, singur, acum că mă, mai, mă mai duc cu copilul, de ațet. Dar în rest să mă duc la încălțămintele la astea, fug, fug de mama focului. Și a zis, bă, da, uite, fii atent. cât porți la pantofi? Păi 37, păi da, mă, dar fiecare dată când am comandat, uh, uh, nu mi-a venit mărimea. Păi și zic, fii și tu, și 37 și 38. Ca să vezi că, dar nu ai cum să dai kicks cu amândouă. Vreau să ți o zic sincer, mi-a luat 2 ani să conving, da, după care a devenit 2 ani de normalitate să comand câte două perechi și acum încerc să zic, bă, dacă tot știi, pune mâna și comanda doar o unitate. De ce? Că magazinele s-au prins că până acum aveau returul gratuit, că făceai peste o anumită sumă și acum s-au trezit la realitate și zic, da mă, e ok, dă tu returul, dă tu 10 lei că ți -i... Da, e, mie, mie într-un fel, de exemplu, mi se pare normal că puteți să plătești 10 lei în plus sau 5 lei sau ceva, să zici, bă, returul nu neapărat să fie gratuit. Dar doar în, 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 în ipotezele astea, adică ți-ai două perechi de pantofi de mărime asemănătoare, de că se vede clar pentru ce ai nevoie, că nu știi cât porți la picior, e simplu. Corect, de ce spuneam că ține de maturitate, inclusiv maturitatea noastră a clienților. Da. Băi, de ce să mă aștept să fie livrarea gratuită când oricum de multe ori prețul e mai mic, da. iar eu dacă mă duc în magazin, cheltui bani. Cheltui bani, corect. Nu vorbesc de timp, da. vorbesc de cheltui bani. da. da iau da, metro, autobuzul, mașină, bă, cheltui bani. Corect. Adică de ce să mă aștept să nu-mi eu transport, până da. la urmă, să n-am nu, să nu un cost de transport sau de retur? Până la urmă există un cost. Nu trebuie să fim naivi sau da, da, câmpiți, da, da, corect. dar există un cost. Că e pus în produs și tu te bucuri că ai transport gratuit, din noaptea minții, da, știi? Da, corect, corect. Că îl susține cineva costul ăsta și spune că există o campanie, o ceva de marketing, bugetul de marketing știi de unde vine? Din total venit al companiei. Total da. venitul companiei de unde vine? Din total produse vândute. Total produse vândute de unde vine? de La mama? Da. Nu vine din cât ai dat-o pe produsele alea? Adică, băi, hai să... Ce îi zice un antreprenor nou, unui antreprenor nou... Care vrea să apuce de e-commerce? Deci, deci ai zis nișa și produsul. Să-și să să... da. uh, să facă bine temele. Băi, dar bine, bine. Ce înseamnă? Uh, să studieze alte business care au început în aceeași okay. nișă, în alte piețe. Ok. Ideal, o piață mult mai matură decât a noastră pentru că înțelegi ce s-a întâmplat, înțelegi ce ar trebui tu să faci, înțelegi unde ar trebui să ajungi, uh, să înțelegi care e dimensiunea pieței în care... Okay. Te vei duce, îți dau un exemplu. Eu voiam să, să fac un circuit de Raliu, de training de Raliu în România și de okay. ofră de tot fel de nebuni. Uh, Ca să afli că sunt 800 de inși exact, care fac Exact, asta. Exact. Să aflu că dimensiunea pieței, total, piața adresabilă era tot foarte mică și nu îmi recuperam investiția nici în 100 de ani. Am înțeles. Într-adevăr, n-am renunțat la ideea asta, dar aș adresa o altă piață din regiune și din Europa. Adică, uh -huh. aș face asta pentru. Uh, nu știu, să piloți concurs, de raliu da. da, sau pentru piloți de raliu care vor să se antreneze uh, din toată Europa. Și Aș uh -huh. face asta foarte fain. Nu aș adresa doar piața din România. Uh -huh. Deci, să înțeleg și care mi-e piața total adresabilă, cât aș putea eu să vând. Uh -huh. Și okay. după să-mi fac temele. să întreb. Foarte important, să întreb, nu știu, niște uh, similare, să întreb business care vând și produse din nișa mea. Oamenii sunt deschiși, trebuie doar să pui întrebarea. Mă să zic adică si de că și ori... eu am aflat, de fiecare dată când am avut nevoie de ceva și am întrebat, mult, în multe cazuri am primit răspunsuri. Deci... Exact. Vezi? Deci da. poți să întrebi. Și după să-ți faci un plan, astfel încât planul ăla să poate fi adaptat. Deci nu, din păcate, nu poți să să-ți faci un plan din ăla pe 5 ani, Evident. de care, care să fie așa super nemțește. Corect. Nu, doi doi adaptat planul... Vei șurubări la el, vei schimba, vei șifta, poate vei merge inclusiv pe o altă nișă. Deci să te aștepți că se vor schimba lucrurile, să fii destul de rezistent la frustrare, la stres, la whatever. Și să-ți faci foarte, foarte, foarte bine planul financiar. Adică e foarte important să înțelegi băi, cât investesc și să nu omiți nimic din toată partea de investiție, adică să nu te aștepți să cumpăr produsele, să le pun pe un site, le vând. Cum? Păi stai mă, că vin ăștia la noi, mă. vin ăștia la noi cu site-uri de 30.000, 40.000, 50.000 și zic, hai să băgăm și noi 500 de euro în Google Ads. Păi că e ok. adică, da, e fix, da, fix așa a fost, așa cum. Că veneau ăștia cu Magento, cel, cel mai tare proiect pe care l-am întâlnit era un site, nu mi amintesc acum ce produse era, dar erau tot la fel, niște chestii ciudate oricum. 600 de produse în tot site-ul, Magento. Și zic, Magento? De ce ai avut nevoie de așa? A, da, ah, păi nu, că e ok. Că... Zic, zic, de curiozitate, bani? 12.000 de euro. Zic, ok. Și tu, acum vii și spargi în advertising 500 de euro pe lună? Doesn't make sense. De adică nu da? nu mai da. cum. Da. Adică e... Și vezi că am întâlnit-o foarte des. Asta e... Dacă zim cea mai stupidă cerere pe care ai avut-o la Vitex Text. Și revenind rău, la rău, rău. În, încă un sfat pe care ți-aș da un era să discute cu fiecare client în parte. Da. Băi, da, să discute cu el după ce a cumpărat. Un lucru pe care okay. l-am făcut, apropo, și de pantofite, în 2008. Da? 2008, mă, da? Da? Și tu vorbeai de chestia asta acum, anul ăsta sau anul trecut. Deci, în 2008. Um, am lansat în 2007, am lansat un magazin de încălțăminte. Da. Era ori primul, ori al doilea din România. Okay. Nu știam sigur dacă noi am fost primul sau al doilea. Evident că nu se aștepta nimeni că se va cumpăra încălțăminte online. Evident că au început să apară câteva comenzi. Okay. De, în 2008 am avut o campanie, îi spunem noi acum, atunci a fost o chestie, o okay. pagină pusă pe site și un text la nivel de produs, la nivel de pagina de produs, în care spuneam, îi întrebam pe clienți, băi ce te oprește să comanzi. Da spunem și te premiem, dăm o pereche de încălțăminte la alegere de pe site pe săptămână. Nice. Totul era super public. Întrebam clienții care nu comandă de ce nu comandă și clienții care au comandat de ce au comandat și care a fost experiența. Păi aveam o pagină chioară în care puneam toate comentariile lor, eu programam, eu luam comentarii, le puneam în pagină. Ce la, la mare? De cloud o de știi? la... Știu o pagină în care scriam acolo și tot pe pagina aia mai era o altă secțiune feedback de la oamenii care au câștigat și cine a câștigat. Deci era pe bune, Știți, ne trimita o poză, era pe bune. Evident că, na, ne dăm seama de acum și puteam să trag și eu concluzia de atunci, dar voiam să am cumva toată partea, de, toată partea publică de la clienți. Nu comandau pentru că le era frică de, de nepotrivire, știi, da. nepotrivirea mărimii. Pentru că în București livram cu șoferii companiei, aveam da. două fabrici în București și aveam vreo trei șoferi care se plimbau între fabricii, astea mm. două din București, între cele două sedi. Și în București livrările le făceam prin șoferii companiei. Le-am spus de a doua zi, la un anumit moment, am tras o linie și am zis, băi, ok, de acum încolo livrăm o mărime mai mică și una mai, mai mare, mare, la orice mărime am a clientul. Frumos, frumos. Deci a, a fost un o explozie de feedback pozitiv. Am continuat să afișez feedback-ul și a fost o explozie de feedback pozitiv. Băi, bravo, asta era singurul singura lucru care mă oprea să comand. Asta era. Ei, și comenzile hmm. s-au dus de la o comandă la câteva zile, 2007, da? S-au zis la câteva comenzi pe zi. Băi, în 2007 să ai câteva comenzi pe zi la încălțăminte era okay. brici, știi? Da, da. Feedback super pozitiv, hmm. uh, cu, uh, șoferii companiei erau super încântați pentru că primeau tips. Primeau tips, evident. Ei erau ca un fel de consultanți, așa, dacă veneau cu trei perechi, primeau super tips Correct. și erau super Correct. încântați. Oamenii erau super încântați, comandau și să se ducea așa din gură în gură și toate lucrurile s-au dezvoltat foarte bine. E, am ascultat clienții, am luat feedback, i-am întrebat de ce n-au comandat, asta poți să faci și tu pe site-ul tău ca antreprenor. Băi, eu aduc un trafic, ce zici tu, 500 yeah. de euro, 1000 de euro, whatever, vin niște oameni pe site, poate nu cumpără, bă, întreabă-i ce n-au cumpărat și dă-le un motiv să-ți răspundă. Pentru că dacă nu le dai motiv să răspundă, nu, să le dai, răspundă, Dacă nu le dai motiv să răspundă, nu o să răspundă. răspundă, răspund, răspund, știi? E... Știi ce îmi place să fac la un moment dat când mă duc la booking când mă uit tot timpul la review-uri, la hoteluri, mă duc tot timpul pe alea negative și le văd dacă sunt stupide sau nu. Uh -huh. Domne, a fost, nu știu cum, s-a auzit o gălăgie mult prea mare. Sau chestii care, care au importanță sau nu au importanță pentru mine. Că chestiile astea sunt 100% obiective. Nu, pardon, sunt, sunt subiective, subiective. Da, da, da. părerile negative. În schimb, asta, domne, mi s-a rupt pantoful după trei zile. Da, uiți, sau șurubelnița, sau, sau motocoasa, că tot vorbim exact. de motocoasa. Cea dat. mai stupidă cerere pe care Cea am mai avut Cea mai stupidă o... cerere pe Vitex. Da. Am avut... Uh... Ia zi, încep, de, pe, o... încep cu lenjerii de pat sau cu, încep no, cu de ăștia no, nu, cu site-uri no. cu lenjerii de pat? No, Pantofi ieftini? No, no, no. De obicei... Uh... Pantofi scumpi? <laughs> 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 zi de că obicei calificăm bine clienții. Okay. Da. Am avut un client care a spus, băi, eu vreau ca în checkout să-mi aleg unde livrez produsele, să am mai multe adrese de livrare. Pe același check. -out. Cum? Pe același check au mai multe adrese de livrare, dar fii atent, nu, nu mi se pare atât de stupidă cererea cât stupid de ce? Că și B2B. Nu, 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 era b 2 nu, 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 nu te gândi la asta. Okay, ia, yeah. zicea băi, da, dacă vreau să comand produsele astea pentru birou, produsele astea pentru acasă, și păi faci zic, două, două comenzi. comenzi. Păi da, dar fac două comenzi, dar uite, tocmai da, eu o să câștig în fața concurenței pentru că eu ascult feedback-ul clientului și ofer chestia asta și experiența e mult mai bună decât la concurență. Evident că el era. Crezi o problemă când nu el e era super-underdog, adică el că... vindea un milion de euro, concurenții vindeau 200, știi? Și zic, băi, dar de ce că crezi, că, este că, este crezi că nu au implementat alți clienți pe care avem și noi și alte business-uri pe care le știi și tu, de ce crezi că nu au implementat chestia asta? Păi poate nu s-au gândit sau nu au ascultat subiectul clientului. Zic, bun, bun, și câți clienți ai tu care vor chestia da. asta? Păi, sunt clienți. Zic, bă, spune-mă câți 2, 10, 100, 5%, 20%, 50% din clienți care vor în același coș, vor la adrese de livrare diferite. Și îți dai seama câtă complexitate da, era după. Asta e două corec, comenzi, corec. livrări diferite. De de complexitate trebuie să selectezi produsul unde să se ducă. Ei, asta, era, asta era una, evident n-a știut să răspundă și evident era bullshit. Iar alta, pe un magazin de mobilă, patru modalități de plată. Pui, păi, ok, patru modalități de plată. Din... Nu, 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 patru modalități de plată, card Unele cu avans 20% și de da, da, avans, da, avans da. 20%, avans 20%. Și, și nu avans carduri 50? de rate care puteau fi procesate. Da. Cu... Da, da, era în altă piață, în Bulgaria. Okay. Nu era în România și nu știu okay. dacă aveau un fel de PayU sau Netopia, cum avem noi, care îți au toate, toate cardurile corect. de rate. Și atunci trebuia să implementăm patru modalități de plată plus cash on delivery plus OP. Uh -huh. Toate alea patru erau fix alte patru versus alea pe care le avem noi de implementate și noi aveam vreo trei modalități de plată implementate. Culmea cele mai trei folosite cele mai folosite trei din și Bulgaria. Da. știi? Sigur, băi dar nu vrei să le folosești tu pe astea trei? Păi nu, că aș vrea, na, localizați voi platforma, implementați voi modalitățile alea de plată. Zic, da, dar știi că ne costă, nu știu, 20.000 de euro per metodă uh -huh. de plată să implementăm Ea noi da, met, că, modalitățile alea de plată. Păi da, dar eu nu, eu pe astea le vreau. Zic, bă, da, după întreb, un, întreb colegul care s-a ocupat de clientul ăsta, pe chiril. Trebuie dar cât vinde Gigel? Vreo 300.000 de euro pe an. 300.000 de, de euro pe an, dar noi de ce vrem? Păi are și bun B2B, are și un potențial, are mm -hmm. un magazine. Deci 300.000 de, de euro pe an vinde online. Online. Zic da. El zice da. Și zic cât are comanda medie? 500 de euro. Zic, ce el vinde sub 1000 de euro pe zi, corect. pentru că avem 365, 365 de, zile, de zile, de sub 1000 corect. de euro pe zi, la comandă medie de 500 de euro, deci el n-are nici două comenzi pe, pe zi și vrea șase metode de plată la nici două comenzi pe e, zi. N-are -are moțul de la bască, așa Exact, de-aia nu vinde el mai mult de două comenzi pe zi, că nu avea mai mult de patru. El având patru metode de plată pe site-ul curent. Da, da, corect. El voia să le implementezi pe aceleași, știi? Creăm probleme unde nu sunt. știi ce? Nu mai vrem clientul ăsta. Spune că noi nu putem decât așa și, în principiu, dacă vrea, bine, dacă nu, iarăși bine. Am înțeles. Bun. În încheiere și ultima întrebare și închidem aici, ce lipsește e commerce din România? Mai mulți jucători care să investească mai mult. Ok. Tehnologie, um, piețele, marketing... De toate. De toate, okay. De toate, educație, toate lucrurile astea. Okay. Um, evoluția piețelor de e-commerce, pe unde ne-am noi, uh, e direct proporțională cu numărul jucătorilor care investesc. Gândește-te cum ar fi arătat piața de e-commerce astăzi dacă nu aveam e-mag. Păi ar fi fost e foarte simplu, oricum... Dar da, a fi fost da. mult mai mică. A Asta fi fost mult mai mică, corect. Pentru că jucătorii ăștia care investesc vin cu toată partea no. de... Supor, știu, knowledge, support încredere, knowledge, încredere, TV, exact. marketing, PR, da, comunicare. Și aduc clienții în piață. Corect. Plus construiesc piața, în principiu. Da. E, astăzi, în România, avem, din păcate, puțin jucători de nivelul ăsta care investesc. Evident, sunt mult mai mulți față de acum 10 ani, 15 da. ani. Și da. sunt mult mai mulți față de acum 3 ani, înainte de pandemie. Investesc. Nu cred că investesc suficient de mult pentru că în continuare ne uităm la cine a fost ou sau găină. Pe piața de e-commerce e, e 6,3 miliarde, da, pe păi a luat mag un miliard sau nu știu mai sunt niște alte business-uri, deci nu prea am total piața adresabilă foarte mare. Da, e, e piața adresabilă. De... Ai piața adresabilă total comerț, nu total retail. Da, total Asta total e discuția, retail, exact. Da. Pentru că e clar, suntem super, super, super jos ca pondere din total retail, nu știu, suntem pe la 9%, 10%, dar pe anumite verticale suntem foarte jos. Suntem foarte jos, corect. Rădeam la un moment dat că vorbeam cu un, un client pe un brand local de produse de casă și grădină. Trei magazine din Vrancea, în offline, vindeau cât toată lumea din online. Și era Vrancea. Și am zis, ok. Și am făcut un test foarte mișto. Când a fost pandemie, m-am mutat pe la țară vreo, nu știu cât a stat, o lună de zile atunci, dar o lună de zile. Și m-am dus în oborul ăla de acolo, aveam nu, nu știu ce nevoie pentru tata socru la nu știu mm. ce avea nevoie pe acolo și m-am dus. Păi și m-am pus, m-am pus jos la o masă de astăzi ca să beau o cafea, păi și m-am uitat la magazine de casă și grădine. Deci nu-ți exagerez, cred că se imitea un bun la 3-4 minute. Deci eram, eram, incredibil, eram șocat la propriu zic, stai mă așa că tu druși o ai și pe online care sigur e mai ieftin decât ăla. Și același lucru era ăsta. sincer, cred că eu personal cred că mai avem de crescut noi ca piață, nu noi ca oameni noi da, ca oameni trebuie doar să fie adopția și cum o să fie adopția? vecine de unde ți-ai luat drujba păi mi-a luat-o Husvarna păi da, da, de unde? păi mi-a luat-o de -o pe online că e mai ieftin și până de asta zic că usp s-ar putea să fie vezi că e mai ieftin online decât să-ți iei în offline știi? Uite, și aici uh, INS studiile NS de anul trecut și începutul mă rog care au fost făcute la începutul anului ăsta pentru anul trecut uh, arătau că ponderea oamenilor din rural care yeah. comandă online a crescut de la 50 la 60 ceva adică nice. a crescut cu 20% nice. anul da. trecut. Ponderea oamenilor din, din urban care comandă online a crescut cu 10%. Dar a fost o știre de curând Frumos. Uh, că numărul oamenilor care comandă online din rural a crescut de două ori mai mult decât numărul oamenilor din urban. Păi zic da, pentru că baza era mult mai, baza mică, era mult mai mică. Iar de ce s-a întâmplat asta? Fix de ce spui tu. Pentru că sunt unele businessuri care au început să investească au avut curajul ăsta, au da. început să promoveze și în mediul rural și oamenii au înțeles avantajele. Un exemplu îți dau, tot așa în încheiere, pe care l-am văzut studiu de caz. Eram la Otter și eram la începuturi, deci cred că 2015-2016, l-am văzut studiu de caz în UK. Cum au pătruns, un, cum a pătruns un magazin ăsta de scule unelte în mediul rural. Uh -huh. Păi de 2015, dar era studiu da, de da. caz, deci cred că îl făcuseră cu un an, doi înainte. S-au dus la magazinul satului Li-au făcut afiliați, adică le-au dat x% nice. din total comenzi, le-au pus o tabletă acolo, un monitor, și le-au făcut punct de comandă, în primul și livrare. rând, și livrare. și livrare. Oamenii veneau acolo veneau acolo și își ridicau produsele și veneau acolo și și comandau. Băi, yes. veneau acolo să vadă ce produse au mai apărut noi, correct. veneau acolo, iar oamenii din magazin se comportau ca un consultant pentru că erau direct interesați. Aveau, aveau un procent correct, din valoarea tranzacțiilor. E, magazinul din sat a devenit un magazin cu un milion de produse, cu două milioane de produse, de seamă. Și atunci oamenii puteau să vândă orice. Era hub. hub de Băi, de 2015-2016, de ce nu face nimeni în România asta acum? Da. Curaj, maturitate, Curaj, maturitate. Bani, whatever. Da. Piața cea da. ce a fost întâi wow, sau găina. Da. da, știi? da, înțeleg. Îți mulțumesc frumos, Cristi, pentru asta. Data viitoare, cred că trebuie să, începem ceva frumos cu neșiltrată, totul înainte, să fie în alt, în alt ambient, să fie totul în regulă. Salut, numai bine! something